Piața volantă este destinată exclusiv producătorilor, pentru că nu plătesc nicio taxă și prețurile la tarabe vor fi mai mici. Piața își propune să-i ajute pe producătorii autohtoni, începând cu 1 septembrie, să-și desfacă produsele agroalimentare, iar cetățenii municipiului Sibiu să poată procura aceste produse la cele mai mici prețuri. Analizele ne arată între 30 și 50% prețuri mai mici. Există anumite condiții pe care producătorii trebuie să le îndeplinească dacă vor să-și vândă marfa în parcarea Selii Transilvania. Pentru a intra pe piață, producătorii au nevoie de un certificat de producător sau de cotă lapte. Aceștia pot comercializa produse, atât lapte cât și produse procesate din lapte. Pentru persoanele autorizate nu le trebuie decât înscrierea la Registrul Comerțului. Noi am prevăzut în atribuțiile Camerei Agricole verificarea acestor persoane care doresc să se înscrie, să participe pentru piața volantă. Vor fi verificat să fie deținător de certificat de producător. În piața volantă vor fi amplasate 50 de mese pliante dotate cu scaune și umbrele, dar și 15 vitrine frigorifice. Piața va fi împărțită în 3 sectoare, așa cum am gândit-o. Un sector de lactate, carne și ouă, un sector de legume și fructe și un sector de panificații și băuturi. Investiția se ridică la suma de 160.000 de lei.